Ne-am întors la Jurnal, doamnelor și domnilor. Rata șomajului în rândul tinerilor a depășit 20%, iar angajatorii spun că mulți nici măcar nu-și caută locuri de muncă, mai ales acum în perioada vacanțelor. Anunțurile de pe platformele de recrutare sunt și ele mai puține. În această toamnă însă, specialiștii speră ca situația să revină la normal. Ei spun că cea mai bună perioadă pentru aplicare, pentru joburi, este acum, în lunile septembrie, octombrie, dar și în prima lună din an, ianuarie 2025. Companiile deschid posturi noi și după sărbători și vacanțe. Schimbarea sau căutarea unui loc de muncă trebuie să se întâmple la momentul potrivit pentru a avea mai multe avantaje. Cele mai bune perioade sunt începutul anului, pentru că vin cu rezoluții noi, și începutul toamnei, pentru că se termină perioada concediilor și bateriile sunt încărcate. Beneficiile oferite joacă un rol esențial în alegerea unui loc de muncă. Pentru angajați contează foarte mult bonul de masă, acest ajutor nesperat pe care statul îl oferă prin intermediul angajatorilor. Ți se asigură masă caldă, este absolut esențial în fiecare zi. Contează foarte mult programul flexibil și contează și celelalte servicii pe care angajatorii le pun la dispoziție, de la abonamente la transport în comun, la abonamente la sală. În perioada concediilor, activitatea pe platformele de recrutare scade considerabil, dar sunt și excepții de la regulă. Angajatorii din retail și Horeca au nevoie de personal pe durata vacanțelor. Perioada vacanțelor de vară și perioada vacanțelor zilelor libere de iarnă sunt perioade care sunt ceva mai lente din punctul de vedere al aplicărilor. Excepție făcând acei candidați care au pregătire sau doresc să lucreze în aceste joburi sezoniere. Eu m-am angajat în toamnă, să zic, cam aproape la toate joburile. Eu cred totuși de începutul anului, de ce? Că toamna totuși este o perioadă foarte grea, pentru, mai ales pentru părinți și copii, că se începe școala. Cu toate acestea, rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns să depășească peste 20%. În momentul de față, rata șomajului în rândul tinerilor a crescut, iarăși este cea mai mare din Europa. Cele mai multe locuri de muncă sunt postate după ce vacanța de vară se încheie, iar listarea joburilor crește cu 16% între iulie și octombrie.